Dragii mei, bine v-am găsit astăzi la cea de a patra zi de Vlogmas. Nu vine să cred că trec atât de repede zilele. Și astăzi vă întâmpen cu o cafea. E de fapt un 3-in-1. V-am arătat și am vorbit despre 3-in-1 ăsta pe care l-am primit să-l încerc de la Sample It sau ceva de genul. În ziua 1 de Vlogmas, cred, da, cu siguranță în ziua 1 de Vlogmas v-am arătat. Și Cana este și ea primită într-un schimb de produse de la Valentina Prună. O să vă las un link și către canalul ei. Bun, dragilor, astăzi ați văzut din titlu că o să facem un unboxing Oriflame. E mai pe sfârșit de campanie, asta pentru că am așteptat să strâng comanda, am preferat să aștept un pic mai mult, pentru că vine luna cadourilor și oamenii vor să fac cadouri, fac trimite comenzi și decât să dau o comandă astăzi un produs, mai din produs am preferat să mai aștept. Totuși, înainte să trecem de la unboxing-ul efectiv al comenzii, câteva produse ale mele, câteva sunt comenzi, așa că le voi desface doar pe cele care îmi aparțin. Vreau să vă întreb ce ați făcut zilele astea, cum a fost până acum la decembrie pentru voi, dacă la voi poate este deja zăpadă, la noi încă nu a nins, îmi doresc foarte mult să văd zăpadă în decembrie, adică luna aceasta, și sper să văd. Fetița mea este și aici, dar se uită la televizor, așa că dacă auziți un pic pe fundal desene, nu mi se pare, chiar auziți desene. Și îmi cer scuze dacă ținuta mea nu e cea mai wow astăzi, acum văd că nu se vede super ok culoarea, combinația aceasta, dar e ceva cam târziu să mai schimbă ceva acum, așa că o să mergem așa. Vă invit să vă luați și voi o cafea alături de mine, pentru că știți că de regulă clipurile mele sunt destul de lungi și sper din suflet să vă captez atenția într-atât încât să stați cu mine măcar aproape de final. Și acestea fiind zise, o să trecem la treabă, zic eu. Și da, totuși nu înainte de a vă spune că vom avea și lucruri mai crăciunistice și că vom orna șemineul, vom orna casa, living-ul, vom face bradul împreună, vom face și lucrurile acestea cu siguranță, dar vor fi și câteva unboxing-uri, vor fi și calendare advent, unul deja l-ați văzut, vor fi, nu știu, dacă e ceva ce ați vrea să vedeți, o să fie și un clip cu ceva idei de cadouri, care sper să vă placă și poate că o să fie și ceva de cum îmi pregătesc eu casa de sărbători, dar nu din punct de vedere al natului, ci din punct de vedere al curățeniei acelea de sărbători, care da, e ceva mai mult decât de obicei. La mine în cameră sus o să vedeți că am și lingerie de Crăciun, nu am pus-o încă, o să o punem împreună și încă nu am pentru bătut sufete ceva specific de Crăciun și mă gândesc dacă să cumpăr, pentru că pare, cred că la anul nu mai folosi, așa că nu știu dacă are rost să investesc într-o astfel de lingerie, care nu este scumpă, e adevărat, dar da, ce să fac după aia cu ea. Vom vedea. Nu știu, nu sunt hotărâtă din punctul ăsta de vedere. Dar până atunci, dragilor, vreau să ne bucurăm de luna aceasta frumoasă și sper să vă placă vlogmasurile mele. Și de asemenea, poate ați văzut că intro s-a mai schimbat un pic de la primul, la al doilea video, deja mai adăugat niște lucruri și probabil că se va mai tot schimba pe parcurs. Intro, pozele din intro, mare parte, sunt de la Crăciunul trecut sau de anul trecut, de la ședința foto, când încă eram însărcinată. Pentru că anul ăsta am ales să nu facem o ședință foto, asta pentru că am considerat că micuța noastră este prea mică și neastâmpărată și nu va sta la poze și, sincer, preferăm să facem o ședință foto mai frumoasă anul viitor, când vom mai avea așa cu cine să ne înțelegem, ca să zic. Nu știu, cel puțin așa am simțit eu. Sau noi, eu și soțul meu, să facem. Așa că, da, anul ăsta nu facem ședință foto de Crăciun. O să facem, de fapt, acasă. Așa că probabil că fie se va schimba intro, fie vă voi arăta într-un clip cum a decurs ședința foto acasă. Pentru că, da, o să facem bradul. Fetița mea este pe 22 decembrie, așa că va face un an curând și vom avea deja bradul făcut, va fi casa urmată, așa că va fi un moment perfect să facem poze frumoase pe care să le avem amintire. Acestea fiind zise, dragii și dragile mele, dacă sunt și bărbați pe acest canal, trecem la unboxing-ul Oriflame, care este unboxing catalog numărul 16 și acesta este catalogul. Manicura încă nu am făcut-o, aștept să-mi crească puțin unghiile. Apropo de asta, e ultima paranteză, promit, am început să iau forcapil pentru că, da, îmi cade destul de mult păr. Într-adevăr, mă și vopsez, dar de regulă toamna îmi cade foarte mult păr și am hotărât să iau forcapil. Așa că este și pentru păr și pentru unghii. Mi-am tăiat unghiile, m-am tuns și sper să văd îmbunătățiri
Am auzit numai de bine despre acest produs. Dacă nu știți despre ce e vorba, să vă instez aici o poză. Dacă știți despre ce e vorba și aveți poate experiență bună, spuneți-mi și mie cât timp le-ați luat. Eu mi-am luat inițial doar pentru o lună, după care am văzut că normal cura este de 3 luni, așa că mi-am mai comandat pentru încă 3 luni și o să fie o cură de 4 luni. Am auzit numai de bine despre acest produs. Nu șamponul, sunt vitaminele. Chiar sunt și pentru păr și pentru unghi. Am cerut la farmacie ceva mai bun, după care chiar am auzit și pe canalul unuia dintre fete de aici, de pe YouTube, că a avut rezultate foarte bune cu Forcapil. Deci, da, de asta unghiile mele sunt cam așa și m-ați tot văzut că nu sunt făcute. O să le mai las câteva zile și o să le fac, o să le colorez sau să fac manicura un pic mai aproape de Crăciun. Nu o să-mi fac semi, nu o să-mi fac gel, o să mi le fac acasă, pentru că încă, nu știu, nu simt nevoia să mi le fac cu semi, cred că pot să mi le fac frumușele și acasă și am avut foarte mult timp puse unghii, cred că 2 ani de zile aproape fără pauză și cred că au și ele nevoie de o pauză, e deja o pauză de un an, am trecut de, pe 1 decembrie mi-am pus ultima dată unghii cu gel, apoi am născut și nu mi-am mai pus, să știți că nu mi le-am smuls pe degete, am așteptat să crească și am tot tăiat și le-am pilite un pic deasupra și da. Arată cumva, se mai exfoliază, am avut la un moment dat chiar unghii destul de frumușele, acum sunt așa și așa, nu vi le arăt că nu mi le-am făcut mare lucru, așa că nu vreau să vă sperii. Bun, catalogul numărul 16, sunt câteva oferte, nu sunt foarte, foarte wow, mai mult în catalogul numărul 17, pe care vi-l arăt tot acum. Care vi l-am arătat? Ah, stați că l-am, am același. Deci am două din aceleași. Am crezut că am luat unul din catalogul numărul 17. Catalogul numărul 17 arată super, super fain și chiar e plin de oferte. Și acesta are câteva oferte. Pe unele dintre ele mai regăsiți și în catalogul cu numărul 17. Mâine când vedeți, când vedeți voi pe data de 4, vlogmasul mai e valabil încă până pe data de 6 catalogul. A fost de pe 20 și ceva. Nu, de pe 16 a 11 până pe 6 a 12 inclusiv ora 10 seara, 22. Bun, 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 trecem la treabă și avem așa, avem aici o cutiuță micuță, nu sunt multe produse. Aici mai am aici câteva lângă mine și avem și pachet de lansare. Să încep cu astea din cutie de aici, pentru că după aia am aici o pungă, le-am pus într-o pungă așa. Ele erau din tot într-o cutie, dacă să văd mai puțin spațiu și am vrut să scăp de cutie, le-am pus într-o pungă. Bun, și o să începe cu un produs, un set de fapt, care este cadou. Mama mea l-a cumpărat pentru cineva, eu l-am deja, dar nu l-am adus aici, din păcate, să vi-l arăt produsul, dar o să vă inserez într-o poză să vedeți cum arată sticluța și este vorba de setul Divine, care arată cam așa. Este parfumelul, cred că are apă de parfum și loțiunea de corp de la Divine. Mirosul, să știți că e, miroase bine, fresh și persistă, nu știu, în jur de 8 ore, cam așa am simțit eu cel puțin. Și costă în catalogul ăsta 80 de lei, 79 de lei și ceva. Dacă luați și cu reducere, luați la un preț mult, mult mai bun. Mie personal îmi place, dar nu pot să zic că este printre favoritele mele. Mama l-a luat și ea pentru un cadou. Apoi mai avem așa, pe comandă am acest produs care e un set de tender care-uri și o să vă instez o poză cu arată el desfăcut pentru că la fel este pe comandă. Haide că se poate face că nu se disigilează. Haide să vi-l arăt totuși cum arată ca să nu mai inserăm poze. Dar trebuia, mă gândeam că au căzut așa printre. Mă gândeam că altfel trebuie să arate înăuntru cutiuța, dar așa, da, se permite. Da, îmi pare rău că au căzut, nu înțeleg de ce. Trebuia să arate... Sper să le vedeți așa. Sunt trei înăuntru. Tender Care, cel clasic. Asta cred că e cu trandafir și cel cu rodie, din ce văd eu aici. Să vedem că scrie. Da, da. Așa cumva scrie aici deasupra. Avem original, rodie și trandafir. Și asta este la 25 de lei în catalog. Mi se pare un preț chiar bun și arată și super drăguț pentru un cadou. Zic că merită 25 de lei acest set. Apoi mai departe avem așa. Astea sunt cumva așa acum de sărbători și de iarnă. E o cremă de mâini. Eu am și setul întreg și o să vi-l arăt imediat. Crema de mâini am luat-o sincer să o pun cadou la o comandă a unei cliente. Și este o cremă de mâini cu vanilie și scorțișoară. Eu am mirosit-o deja. Miroase super tare a scorțișoară. Deja când vă place scorțișoara, nu cumpărați. Mam, deci atât de puternic miros de scorțișoară. E destul de lichidă, să știți. Îmi permit să o deschid pentru că mai am una și nu o să o dau pe asta cadou. Clar. E lichidă, destul de lichidă, chiar foarte lichidă, aș spune. Și miroase tare de tot scorțișoară.
Deci dacă nu vă place, nu o cumpărați, cred că e până în 10 lei în catalog și mi se pare un cadou super drăguț, o să vă arăt setul complet cum vine. Ce mai am aici este un ruj care este pentru mămica mea, haideți să vi-l arăt, vine ambalat așa, dar desfăcut. Cred că culoarea mea pentru el este Radiant Pink, așa arată el și haideți să, nu o să-l sociuim pentru că nu e al meu. E pentru mama, dar nu-mi permit să-i fac swatch. E puțin așa glittery înăuntru, nu surprinde camera, din păcate. Dar eu am ceva de genul și m-am păcat destul de bine. Mama mea a zis, aleg eu o culoare pentru ea. Am zis că ok, aleg o culoare mai naturală, mai nude. Apoi avem tot pe comandă o cremă de picioare, ediție limitată cu cireșe și ulei de migdale. Așa arată ea, e undeva la 11 lei în catalog. Miroase super bine și să știți că este destul de grosuță, ca să zic așa, sau densă, nu știu cum să zic, untoasă, nu este o cremă din aceea lichidă. Eu o am din campania precedentă, mi-am cumpărat-o eu și chiar îmi place, chiar își face treaba. Eu am călcâile destul de uscate, așa că am nevoie de hidratare și asta mie personal chiar mi-a plăcut. Și da, am recomandat-o, apropo, și da, am recomandat-o, asta am zis. Apoi, tope, comandă și e un cadou pe care mama mea vrea să-l facă, este un parfumel care a fost la ofertă în catalogul acesta pe ultima, penultima pagină, cred că catalogul, în jur de 40 de lei. Este un parfumel pentru el, So Fever, la fel o să vă las inserat și cum arată o poză să vedeți cum arată sticluța. Este un parfum care miroase bine, este o apă de toaletă, deci persistă până în 8 ore, cam așa, între 6 și 8 ore, dar e un parfum care miroase foarte bine de bărbat și eu îl recomand. Și să vă zic notele lui dacă tot am catalogul lângă mine. A, vă arăt acum și sticluța, că tot veni vorba. Așa arată sticluța. Și notele parfumului este un parfum lemnos condimentat, lemn de ghimbir, mușcată și ardei piri-piri. Ia auzi! Dar chiar că e piperată. Să știți că miroase tare bine, tare, tare bine și sincer la 39,99 de la 110 lei eu zic că se merită. Dar e doar în campania aceasta care se termină pe data de 6, deci dacă vreți să vă luați, este, acum este momentul, ca să zic așa. Aici mai am un produs cu care am înlocuit taxa de transport, este un creion, puteți înlocui taxa de transport cu diverse lucruri, produse pe care le opun ei la bătaie, ca să zic așa. Eu mi-am dorit altceva, dar până am plasat o comandă n-am mai fost, erau niște căni foarte drăguțe, dar na, dacă n-a fost să fie, înseamnă că nu era să fie a mea și că nu-mi trebuie. Creionul are o parte neagră și o parte mov. O să-l sfăciuim un pic așa, pentru că am două, sincer, creioane, pentru că cineva s-a mai hotărât după ce am dat o comandă că vrea ceva și n-am putut să-l refuz. Așa că am mai plasat o comandă a doua zi. Mamă, ăsta negru! Ăsta mov nu e foarte cremos, e puțin chiar, are un pic de sdef. Ia să vedem dacă... Da, ăsta negru e foarte cremos și are... e foarte negru. Și ăsta mov, de fapt, dacă stăm să ne gândim. Da, e drăguț să știți, chiar își merită bănuții 10 lei în loc să plătești transportul 14 lei, zic că se merită. Iar în cutia asta mai am un pachetel care vine așa, cadou, e clar pe care eu l-am cumpărat să-l fac cadou și înăuntru avem, stați să-l desfacem, găsiți mai multe astfel de cutiuțe cadou, în, mai ales în campania numărul 17, care începe pe 7 a 12-a, atât pentru bărbați cât și pentru damă, la prețuri foarte, foarte bune, iar modul în care vine împachetat este perfect pentru un cadou, așa că vă recomand să aruncați o privire la catalog. Eventual, dacă vreți, puneți-mi și pot să pun un clip cu catalogul. Nu am mai pus pentru că am văzut că nu prea este de interes și, sincer, îmi ia suficient timp să îl filmez și să-l editez, astfel încât am hotărât că dacă tot nu prezintă interes, nu are rost să-l mai postez. Și înăuntru aveți, în acest set, parfumelul Eclat Homme și deodorantul. Și nu mai știu să vă zic prețul, sincer, dar oricum vă garantez că prețurile sunt foarte, foarte convenabile, mai convenabile decât dacă le-ați fi cumpărat separat. Iar faptul că vine în această cutiuță, doar trebuie să-l puneți într-o punguță de cadou, dacă vreți să-l și puneți sub braț, să-l înveliți în hârtie de aceea specială de cadouri, puteți să o faceți, dar arată foarte, foarte bine și așa pentru un cadou. Și, sincer, sunt și la prețuri foarte, foarte bune. Bun, haideți atunci să trecem la următoarele produse. Am mai luat eu un parfumel Se Swedish Experience Blazing Warm. Sincer, este un parfum care miroase extraordinar de bine. Nu o să-l desfac pentru că la fel eu mai am deja și nu l-am adus aici unde filmez acum. Așa că o să vă inserez doar o poză să vedeți cum arată sticla. Sau pot să vă arăt în catalog rapid. Dacă tot nu, avem catalogul.
Haide să vă arăt rapid cum arată. Setul de la Eclat a fost 69,99, deci 70 de lei. Și eu zic că este un preț foarte bun pentru setul acesta. Găsiți, v-am zis, și alte seturi. Prețurile sunt super, super bune și vin foarte frumos ambalate. Așa că nu ezita. Și iată și setul de la Divine. V-am zis, ăsta nu vine cu, acesta nu vine într-o cutiuță. Și apropo, să vă zic notele parfumului. La Divine este un parfum floral, fructat, lemnos, cu lemn de santal, crin și frezie și violetă și este vorba despre acesta. Deci este fructat, lemnos. Concentrație foarte ridicată de parfum, lemn de santal, crin, frezie și violetă, ca să vă faceți o idee cam cum miroase acest parfumel. Și să vă arăt cum arată sticla de la Swedish Experience, totuși, că tot v-am înnebunit cu parfumurile astea. Mai avem noi niște seturi. Iată, aceasta este sticluța din mijloc. El este și pe albastru și pe galben. Eu am varianta aceasta pe galben. Și este un parfum floral lemnos aromatic cu portocală, flori de iarbă raiului și lemn de mesteacă în incandescent. Este un parfum care mie personal îmi place extraordinar de mult, dar este printre preferatele mele și întind mâna destul de des după el, pentru că chiar miroase super, super fain. Și celălalt albastru este drăguț, dar ăsta galben este preferatul meu și l-am luat chiar când s-a lansat și de atunci îl tot arăt tuturor persoanelor care vin la mine și chiar cred că nu a fost o persoană care să-mi zică că nu miroase parfumul ăsta bine și l-a luat și cred că mama mea și sora mea și soacra mea după ce l-am arătat eu. Bun, pachetul de lansare o să las pentru final și o să trecem la această minunată unguță. N-aș vrea să lungesc foarte, foarte tare clipul, așa că dacă dau foarte pe repede înainte și dacă nu vă place modul ăsta, să-mi spuneți totuși. Bun, avem, vă arăt astea acum, haideți grea. Avem în catalog, dacă luați, dacă comandați produse în valoare de 100 de lei, cred că așa era oferta. Nu, astea puteți să... A, nu, mă înșel. Nu trebuie să comandați produse de nicio valoare, ele sunt pur și simplu la ofertă. Niște mai multe produse, vă arăt așa pagina. Eu mi-am luat de aici doar șosetele acelea care se văd în picioare, care au fost la 60 de lei. Bine, eu am beneficiat și de reducere de un destul de mare, dar haideți să vi le arăt. Ele vin așa, mi se par super drăguțe dacă vreți să faceți un cadou specific de Crăciun. Ele arată cam așa și au aceste chestii, cum se cheamă, cu sclipici printre ele. Sunt și, antiderapante și au ciucurașii ăștia super, super drăguți aici. Vin și cu o fundiță. Și cred că puteți să scrieți ceva pe spate dacă vreți să-i faceți cadou. Mie mi se par super drăgălași. Nu cred că pe perioada asta trebuie să facem cadouri scumpe. Puteți să faceți un cadou simbolic, că până la urmă spiritul Crăciunului despre asta este vorba. Să simțim că e sărbătoare și cred că gestul contează până la urmă. Dar astea mi se par super, super drăguțe și eu chiar le-aș face cadou persoanelor apropiate așa ceva. Eu le-am luat sincer pentru mine. Acum dacă o să rămână la mine sau nu, vedem. Nu știu, nu sunt super hotărâtă, au, apropo, foarte multă blană, să știți că așa sunt și în interior, dar astea sunt și în catalogul 17, apropo, pentru că m-am uitat și le-am văzut acolo. Bun, haideți să vă arăt setul de Crăciun care vine cu crema de mâini și el vine așa format din 3. Mai era și un, ce era ăla? Un burete de baie în formă de om din ăsta, de ce-o fi el, prăjiturică, cookie, dar nu, inițial l-am pus în coș, după care m-am răzgândit, pentru că eu nu prea folosesc burete de baie, așa că n-are rost să dau bani pe ceva ce n-aș folosi și nici nu știu dacă aș face cadou, sincer. Dar avem așa, în primul rând, un săpunel cu vanilie și scorțișoară, în formă de acest omuleț care îl vedeți pe pachetel. Apoi avem o... ce e asta? Să vedem. Bubble bath, deci este o spumă de baie. La fel cu scorțișoare și vanilie și ăsta îl desface în fel mirosind, dar cred că miroase... A, este transparent, nu așteptam să fie colorat. Deci e transparent înăuntru. Și să știți că nu miroase atât de tare precum miroase crema de mâini, dar miroase mai puțin a scorțișoară, dar nu atât de puternic. Deci dacă nu vă place foarte tare, dar vă place mirosul de vanilie și vă plac spumantele de baie, ăsta este și un cadou super drăguț din punctul meu de vedere, așa și chiar și cu... săpunelul și va ajung toate până în 30 de lei. Adică cred că este un super chilipir, ca să zic așa. Iar crema de mâini v-am mai arătat o dată, mai avem una în setul acesta și asta chiar miroase scorțișoară. Să știți că odată ce intră în piele, nu, parcă nu mai simt atât de tare mirosul de scorțișoară. Acum, sincer, depinde de pH-ul fiecăruia, așa că nu pot să generalizez.
Bun. Trecem mai departe și mai avem un set de sărbătoare, la fel, care e un cadou așa pentru... V-am zis, consider că de Crăciun trebuie să fie mici atenții, nu trebuie să cheltuiți o căruță de bani pentru cadouri. Și la fel, dacă tot vorbeam de idei de cadouri, la 12 lei găsiți setul acesta, Spiced Citrus, format din cremă de mâini și un săpunel. Săpunel este în formă de portocală. Cred că putem să-l desfacem, pentru că eu vreau să-l văd. Ce bine, chiar miroase. El este cu ce? Nu scrie, scrie Spiced Citrus. Cumva citrice, deci chiar așa, o formă de, dacă, cam așa, se vede, vedeți, e portocală și are niște chestii prin el. Dar ce bine miroase, asta sigur merge direct la baie, dacă tot l-am desfăcut. Deci o să-l mai pun aici jos, că mi-e călea asta mică și are o treabă cu el. Și crema de mâini, 75 mii, v-am zis, setul este vreo 12 lei și ceva, eu zic că pentru un cadou. Ia să mă, ne dăm și cu asta. Asta este ceva mai groasă, mai, nu e așa de lichidă ca cealaltă, dar este super spornică. Și miroase bine, puțin fructat. Deci dacă vă plac cremele mai fructate, nu vă place de la aceasta faptul că, scuzați, că are scorțișoară. Asta e mai light, așa ca să zic, și mai fructată. Chiar miroase tare, e un pic așa picantă, dar nu știu dacă picantă, piperată, aș spune, dar miroase super, super tare. O să le pun pe asta, hai că mi se par așa de drăguțe, nu super drăguțe, din punctul meu de vedere. Bun, 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 trecem la un set nou lansat. Ce mai am? Hai că mai am o cremă de mâini, dacă tot suntem la creme de mâini. Mai găsiți o cremă de mâini și găsiți chiar un set în catalog, dar eu am luat doar crema de mâini. E formată din cremă și parfum la 50 de lei. Dacă vă place, sau dacă știți pe cineva căreia mai degrabă, vreți să-i faceți un cadou și știți că îi place liliacul, are Oriflame luna asta, un set super, super drăguț. Cred că am trecut de el, cu siguranță am trecut de el. Vreau să vă arăt și parfumul, de aia îl tot caut, pentru că eu am doar crema. Este un set format din parfum, am mai zis odată, mă tot repet, din parfum și cremă de mâini cu aromă de liliac. N-am trecut de el, dar totuși nu-l găsesc. Uite. Iată, așa arată setul, ăsta este. Iar eu am luat crema de mâini. Iată, crema. V-am zis că eu mai iau și le pun cadouri la comenzile clienților, diferite lucruri. Miroase a liliac, asta e foarte lichidă, e mai lichidă decât celelalte creme, adică cam ca cea cu scorțișoară, cred. Și haideți să vedem. Dar spornică e și intră repede. Mamă, ce lepede a intrat în mână, în piele, în mână. Nu miroase, ba da, miroase, miroase liliac, asta mi se pare așa de primăvară, dar e super drăguță. Deci aveți așa niște sortimente super drăguțe la cremele de mâini, mai ales că e perioada asta când toți avem nevoie de mai multă hidratare. Ia uitați cât de drăguțe sunt. Și avem pentru toate gusturile, ca să zic așa. Ăsta cu liliac îmi place tare, tare, tare mult. Bun, trecem mai departe și haideți să trecem la un set. Eu am două, pentru că unul o să fac cadou și unul îl păstrez eu. V-am tot vorbit eu despre, cum se numesc, săpunurile lichide de la Essence & Co, cele cu uleiuri esențiale. Și a apărut, bineînțeles, luna asta, că tot e lună festivă, a apărut un set nou cu șofran și patchouli, cremă de mâini și, nu cremă, loțiu, cumva săpun lichid și gel de duș, hand and body wash. Deci îl puteți folosi pentru, atât pentru mâini cât și pentru corp. Și vine asta și, adică asta, acest produs care este săpun lichid și gel de duș și hand and body lotion, deci o cremă pentru mâini și corp, care vine așa, ele vin în set. Setul a fost la un preț foarte, foarte bun și haideți să-l mirosim, că sunt tare curioasă cum miroasă. Eu nu știu cum miroase șofranul, dacă e puțin piperat, așa se simte, spicy. Da, sincer, am vrut să-l încerc în primul rând, pentru că mie îmi plac toate celelalte variante. Se mai găsește în varianta cu lămâie și verbenă, care este preferata mea dintre toate și cred că o să rămână preferata mea. Mai găsiți cu mandarină, care la fel miroase super tare și mai este celălalt cu... E pe bleu și e cu floare de iris. Da, dar ăla cu verbenă și lămâie este preferatul meu și va rămâne. Și ăsta mi se pare super, super drăguț. Eu am luat unul pentru mine și unul ca să-l fac cadou. Și nu îmi pare rău, sincer, că le-am luat, pentru că
cred că sunt un cadou așa. Mie mi se pare că sunt destul de elegante și luxuriante prin faptul că au aceste detalii așa aici, auriul ăsta cu maroul, culoarea aceasta, cred că se potrivește super, super bine. Și în spate, nu cred că, ba da, surprinde, se vede un desen de la acțipildul de aici, prin partea aceasta și la baie arată atât de bine, face baie așa mai elegantă. Mie îmi place să intru într-o baie elegantă și cred că acest produs întregește cumva așa atmosfera sau modul în care arată baia. Bun, bun, trecem mai departe și mai avem un săpun lichid care a fost, cred că la ofertă, era atât săpunul lichid, crema de corp, dar nu, eu am deja crema de corp și săpunul de mâini, dar nu prea sunt eu cu săpunurile alea lichide și am luat doar, nu lichide, săpunuri solide, așa cum l-ați văzut pe cel de portocală, eu nu prea folosesc săpunuri lichide, așa că, nu lichide. Și după ce te sunt astăzi, nu prea folosesc săpunurile solide. Așa că am luat pe asta de la Milk & Honey Gold, doar săpunul lichid. Nu l-am mai încercat și sunt tare, tare curioasă de el. Crema de corp știu că e super, super faină. Ce bine miroase! Doamne, miroase dumnezeiește, vă zic. Sunt tare curioasă dacă soțul meu o să-i placă. Am mai luat eu alte variante și alea nu mi-au plăcut. Dar iată, puteți să-l puneți cumva în set cu ăsta, că s-ar potrivi cumva ca și nuanță. Dacă vreți să faceți un set și nu vă place neapărat să dați o cremă de mâini și un săpun solid, puteți să luați săpunul ăsta lichid de la Milk & Honey. Bun, trecem mai departe și am așa, ceva care mi-am dorit de multișor, iar la catalogul ăsta a fost la ofertă, de la Novage, ăsta nu e așa de sărbătoare, dar e o chestie care îmi place mie, eu țin la tenul meu și să am produse de skincare și chiar am o perioadă destul de lungă de când am foarte mare grijă de tenul meu și vă încurajez să faceți același lucru și cred de asemenea că este un cadou bun dacă vreți să faceți un cadou și unei persoane mai, nu știu, mai deosebite și un cadou puțin mai scump. Novage are oriflamare, aceste seturi de la Novage, o să vă arăt aici, eu folosesc și eu, pentru că sunt foarte festive, acestea, așa, care sunt diferite pentru diferite tipuri de ten, diferite vârste, sunt foarte, foarte, foarte bune. Eu sunt super încântată de el, de acest set și vă ține un set undeva la 2 luni dacă îl folosiți zilnic, așa cum trebuie dimineața și seara și vă faceți o rutină de îngrijire a tenului, vi le recomand și ați văzut că vin foarte frumos și festiv ambalate. Dar eu am deja un asemenea set, așa că mi-am luat ceva ce mi-am dorit de ceva timp, dar tot nu era la reducere și atunci nu mi le-am luat. Acum că tot le-am găsit la reducere, am luat peptidele. Instant Peptid de la Novage Proceuticals, se cheamă peptide, sunt pentru ridurile fine, cred, stați să nu vorbesc prostii și vă citesc un pic de aici din catalog exact pentru ce sunt ca să spun, să vă transmit informații corecte, ca să zic așa, dacă ajung imediat la ele pentru că sunt chiar pe la începutul catalogului. Stai, mami, că îți dăm mami celălalt catalog ție. Deci, ce să-i dai celălalt catalog dacă el vrea pe ăsta, adică, știți ce zic? Arara, și că era pe la început. Aici, ce să fie. Haideți că am ajuns la Novage și păi trebuie să le găsesc. Așa, le-am găsit. Concentrat pentru fermitate, elasticitate și pentru un ten tânăr. Sunt așa, ser fiole cu peptide cu efect instantaneu de fermitate și lifting. Cură de o săptămână, 7 fiole. Deci pentru elasticitatea tenului, fermitate și lifting sunt ele. Și haideți să vi le și arăt. Avem aici un aplicator, așa arată ele, sunt 7 la număr pentru săptămână. Ăsta este aplicatorul, le puneți, trebuie să văd și eu exact cum se aplică. Se pune o fiolă aici. O să vă zic cam cum se aplică și cum a funcționat pentru mine, dacă se merită să dați bani pe produsul acesta. Cât au fost, să vă zic, dacă cumpărați 2 produse, erau la jumătate de preț, au fost în loc de 135 de lei, 79,99. Dar, sincer, eu am mai folosit serul cu retinol de la Proceuticals, masca care e asta cu bioceluloză, pe care vă recomand din tot sufletul. E o mască absolut genială. Și acum folosesc, cum se numește, am folosit și fiole cu vitamina C și mai nou mi-am adăugat în rutina mea de skincare ce l-am. Mamă, am un lapsus așa grozav, stai că vă zic de aici că îl știu. Numai că aici nu e. O să vă inserez o poză și o să vă zic ce, pentru că efectiv nu... Peeling-ul cu AHA, așa, tot de la Novage Proceutică, dar la fel vă inserez o poză să vedeți despre ce este vorba. Iar acestea o să vă zic într-un vlogmas viitor cum au funcționat pentru mine, pentru că da, eu cred doar 7 zile, așa că o să întrerupem peeling-ul și o să mă apuc de asta, pentru că mi-am dorit-o rău. Bun, ia, nu, ăla-i trebuie numai.
Acum, haideți să vă mai arăt niște seturi. Câteva seturi, niște seturi, câteva seturi. O să le iau aici lângă mine, ca să nu aibă asta mică treabă cu ele, să se joace cu ce mai e pe acolo. Pam, pam, pam. Param. Mai avem încă un căiun de acesta, pentru că v-am zis că am plasat o a doua comandă a doua zi, pentru că mi-a mai cerut o clientă ceva și n-am putut să o refuz. Este vorba de exact același creion cu un vârf, un capăt negru și un capăt mov. Și el este, nu v-am zis din ce gamă, culoarea... Oare are o culoare? De la On Color, Duo Eye Pencil, asta știam... Și nu ne scrie o culoare, are un cod, presupun, nu văd nici codul, să vi-l zic. Apa da, Burgundy and Black, 41730. Deci burgundiu e cumva, nu e neapărat un... Stai, mami, lasă asta. Să dăm asta așa. Burgundiu și negru. E acesta, dar nu mai s-o cinci pe asta pentru că l-am sucit pe celălalt. Bun, avem așa, iarăși o ofertă și l-am luat totuși pentru un cadou. Este un set de la Possess Man. Este un parfum care are review-uri super, super bune și despre care am auzit doar de bine, care mirosi foarte bine. Iată, arată așa foarte drăguț. Îmi place foarte tare cum arată ambalajul la parfum. Nu am știut. Eu am avut doar Possess The Secret la soțului meu și e aproape gata, așa că o să-l vedeți. Probabil nea nu are la produse terminate. Dar iată cât de frumos și luxuriant arată acest pachetel. Este o apă de toaletă, 75 de ml și vine în set. Adică puteți să le cumpărați și separat, dar setul vine așa și cu acest deodorant. Și a fost setul, vreau să vă arăt, vreau să vă arăt sticker. A, uite, la 79,99, iată, așa arată și sticluțele. Așa, mai departe mai avem, o să păstrez aici asta ca să vă mai arăt seturile. Mai avem un set format dintr-un parfumel și un, o cremă de corp de la Eclat Femme. Nu, mami, lasă-l! Care vine cam așa. Și la fel o să vi le arăt aici, în, cum arată sticluța. Că nu am mai, n-am mai stat să le adun pe toate, eu le am pe toate. Ia, să vedem. Stai, mami, un pic. Țuca? O lași pe mama? Nu o las, știu. Nu mă lasă nici deloc, asta mica mea e aici lângă mine, apropo de asta. Știți, când vorbesc singură, vă arăt la urmă. Dar între timp, aș vrea, dacă m-ar lăsa asta mică, să vă arăt cum arată setul ăsta. A, iată că l-am găsit. Așa arată setul, la 69,99. E un set care mi se pare super, super elegant, miroase bine. Parfumul este floral fructat cu piersică, frezie albă și mosc și este o apă de toaletă. Deci rezistă undeva între 6 și 8 ore. Și dacă vreți cumva să identificați mirosul parfumului, vă dați mai întâi cu crema de corp pe care vă parfumați cu acesta. Cremele acestea de corp la borcănaș, care au și prețuri foarte bune și se pot cumpăra și separat. Separat ar fi fost 25 de lei acesta și 60 de lei parfumelul, dar vreau să vă zic despre cremele de corp că intră super repede în piele, au textură foarte lejeră, vă puteți da zilnic și dacă vă dați zilnic, vă ajunge undeva la o lună și ceva, dar e super fain pentru persoanele mai ales care nu suportă cremele untoase și e foarte faină vara pentru că nu o să vă rămână pielea cu exces de produs. Intră super repede în piele, se absorbe foarte bine și eu le recomand de când am început să le folosesc, pentru că înainte nu le foloseam și nu știam cum sunt, dar acum știu și sunt super, super faine. Și mai avem așa două parfumele aici. Acesta l-am primit cadou în programul de loialitate, Eclat Femme, și o să le facem pentru că mai am unul pe care nu l-am desfăcut, așa că ăsta oricum este cadou, așa că vreau să-l desfac să văd cum e. Ia să vedem. Pam, pam, pam. Ia, frumos. Așa arată parfumelul. Ia. Să vedem cum miroase, nu? Nu-mi dau seama care sunt notele lui, să știți. O să-l mai lăs un pic, pentru că nu-mi dau seama așa. De regulă, după 5 minute cam așa, maxim, îmi dau seama dacă chiar îmi place sau nu. Dar l-am primit cadou, așa că mă n-am să zic nu. Pot să-l dau și eu mai departe, cuiva din familie, în cazul în care nu mi se potrivește mie. Mai avem un singur parfumel, care acesta era la ofertă dacă cumpărați, cum era,
Produsul m-a luat de 99 de lei din catalog, îl puteați lua la doar 42 de lei. Este un parfum nou lansat, Eclat Mon Amour. Vi-l arăt acum în catalogul, se pleacă pe prima pagină și nu trebuie să îl caut. Iată, aceasta este și sticluța lui. Este un parfum, să vedem, oriental floral, acord de mandarin, spritz, trandafir de iarnă și mosc. Și este o apă de toaletă. Și o să mirosim de aici. Asta e drăguț, mi-a plăcut să vină în globul acesta uriaș cum e aici. Da, vise. Miroase bine, să știți, Eclatul. Eclat fan celălalt, pe negru. Adică acesta pe negru, ăsta este tot Eclat, dar este Eclat Amur. Ăsta încă nu cred, că nu-s foarte hotărâtă ce să fac cu el, sincer să vă zic, dacă să-l păstrez, să nu-l păstrez. Mă uit aici la sticluță, care arată foarte, foarte fain și doar 42 de lei, cred că chiar merită. Bun. Mai avem un set frumos, drăguț, de la Swedish Spa. Este format din un decor și un body scrub, Salt Crystals Body Scrub. Iată, așa vine el. Sunt niște burnașe foarte mari, de 250 de ml, cred. 200. Și ele vin, prețul la fel era foarte bun, că de-aia le-am și luat. Și să văd, chiar așa să vi-l arăt. L-am văzut mai l-am și găsit. A fost setul la 60 de lei. Iată, așa vine. Ele puteți să faci separat, dar e cumva un, costă 40 de lei exfoliantul de corp și 28 de lei untul de corp. Exfoliant delicat cu cristale de sare și particule din sâmburi de migdale. Se utilizează de una până la două ori pe săptămână. Eu l-am mai avut. E destul de rugos, ca să zic așa, destul de puternic, un exfoliant destul de puternic, așa că dacă nu vă plac genul de exfoliante, nu vi se potrivește, dar mie personal mi-a plăcut și l-a ținut foarte mult, pentru că trebuie să puneți foarte puțin produs, da, o să rămână excesul ăla pe cadă, așa că trebuie să, când vă clătiți, dar este foarte bun, ca și, haideți să vi și arăt cum e înăuntru, vin sigilate, apropo, produsele, ăsta l-am luat pentru mine, pentru că l-am mai folosit și mi-a plăcut. Doamne, cât de bine miroase. Ia uitați cât de frumos e înăuntru. Sclipește așa tot, zici, chiar de... Opa, eram să dau pe jos. O leacă nu l-am dat pe jos. Și untul de corp, în schimb, nu l-am avut, dar am auzit numai de bine despre el, așa că vreau să văd care e treaba. Ia să vedem dacă surprinde camera. Vedeți acolo? Ce rămâne așa luciu. Parcă nu e chiar așa de rugos cum mi s-a părut. Cred că l-am ținut-o prea mult timp. Bun, iar crema, sau untul de corp, la fel sigilat, un decor cu, spun ei, Wiped Waves. E, mi se pare un miros destul de clasic, e așa, bleu. Și dacă e să ne uităm aici, să vedem ce zice despre acest unt. Este un unt de corp consistent, îmbogățit cu ulei de nucă de cocos, unt de shea, uleiul de canola și migdale. Hrănește și netezește pielea, aroma acvatică, ce reconfortează simțurile, non-gras, rapid absorbabil. Asta încă nu știu să vă zic, dar fie vă zic în unul dintre vlogmasurile viitoare, vie, în produse terminate, dar mamă, e așa ca un... Deci când pui mâna pe el, vezi că nu foarte greu a rămas gol ăsta, e ca un jeleu. Hai să punem pe mână, să vedem, de la mami asta. Să punem căpăcelul. Asta îl punem așa, să se vadă aici frumos. Ia, aici l-am pus. Să știți că se absorbe destul de repede pentru un unt de corp. Chiar fain și lasă pielea atât de catifelată. Doamne Dumnezeule! Da, ăsta o să-mi placă. Eu am mai folosit untul de corp, dar mult, mult mai gras. Ăsta mi se pare că e așa. Lasă, Doamne, ăsta se duce direct la baie. Și acum n-am cremă de corp la baie. Asta se duce direct la baie. Miroase superb, vă zic. Și mai avem un singur lucru și am terminat cu unboxereala asta. Nu știu dacă există termenul unboxereală, dar eu l-am fabricat. Avem un set de lansare. În fiecare catalog sau aproape în fiecare catalog există câte un set de lansare. Produse ce se lansează în catalogul viitor, pe care le puteți cumpăra în avans la un preț mult mai bun decât ar apărea atunci când efectiv se lansează. Eu de regulă cumpăr aceste pachete pentru că mie îmi plac și îmi place să cumpăr produse noi. Și plus că le iau la prețuri foarte, foarte bune. Și că tot vorbim de lansări. Acum mult timp, să zicem așa, sau mă rog, cel puțin 3 campanii, s-a lansat parfumul Divine exclusiv, iar acum s-a lansat și crema de corp. Vine în borcanul ăsta roșu, așa mi se pare super de sărbătoare. Și dacă asta mică mai lăsam, aș duce să vă aduc să vă arăt parfumul, că l-am aici prin apropiere. Hop. Hop. Și
Și pentru că chiar mi se pare o idee foarte, foarte bună de cadou, iată, parfumul arată cam așa. Este un parfum foarte... Mamă, miroase, care miroase super, super bine și e, ia uitați ce detalii superb are pe capac. Și zic eu că așa un set acum de Crăciun e absolut divin, că așa se numește Divine Exclusive. Crema, cred că apare la 25 lei în catalogul viitor, din ce am văzut eu, și parfumul e undeva la, nu știu, 110 lei poate. Acum nu știu ce ofertă e în catalogul viitor, pentru că nu m-am uitat, dar trebuie să vedem cum miroase crema. E la fel, cred că una din cremele alea. A, ăla îmi trebuie, mama. Da, e o cremă. Crema este albă. Fetița mea mută camera, nu vă speriați, nu-i nimic. A scăpat ceva pe sub fotoliu și se întinde pe jos, o ajungă. Mami, nu-l ajunge acolo. Haide, stai. Stai, stai, stai. Unde te bagi? Iubita mea. Haide să te văd. Dar da, este un set foarte, foarte drăguț. Dacă tot veni vorba, le punem. Ăsta nu o să stea aici decât așa. Bun, și tot în pachetul de lansare vine cu o mostră din seturile de Nove Age. Eu am primit de data asta Time Restore, crema de zi și 4 mostre de parfum. Cred că trebuie să fie și de la parfumul nou, nu? De regulă vine și de la parfumul nou, dar văd că nu. De data aceasta, Sweden, nu-mi dau seama ce parfum e aici. A, ba. Ba da, e. Ascend Down, adică acesta. Bun, dăm mostrele de o parte și până la parfum vreau să vă arăt celălalt produs pe care trebuie să-l culeg de pe sub fotoliu. Este un produs care s-a relansat, ca să zic așa, este un concealer, din ce știu eu, da, de la The One Everlasting Sink. Este în nuanța Light Beige Natural și ia să vedem noi. Hai de cum să... Pentru concealer cred că o să fie ok, nu-mi dau seama consistența. O să fie ok, pentru că ia uitați, ce am tapotat abia se mai vede, deci nuanța o să fie bună. Nu știu ce preț o să aibă în catalogul viitor, chiar nu m-am uitat. Și vedeta este parfumelul Ascendant Intense pentru bărbați. Da, apă de parfum de data aceasta. Că nu găsiți foarte multe ape de parfum la bărbați, mai mult la damă. La bărbați, majoritatea sunt ape de toaletă. Și are, cred că 75 ml, iată, așa neambalat, cu țiplă. Și dacă nu mi-ai mutat de la ăsta non-stop, aș fi foarte fericită. Îl ținem cu piciorul. Pam, pam. Iată cât de frumos arată și festiv și la fel mi se pare perfect dacă vreți să faceți cadou pe lângă cumva damă și bărbați, cam în aceeași nuanță, mi se pare perfect acum de sărbători și bineînțeles că o să-l mirosim. Miroase absolut super, vă zic. Minunat. Chiar, hai să vedem notele. Dar trebuie să iau catalogul viitor pentru că în ăsta n-avem note, că ăsta este catalogul actual. Și haideți să revin rapid, rapid cu celălalt catalog. Pentru că chiar vreau să vă spun despre notele parfumului, pentru că nu dau seama, dar miroase foarte bine și în apă de parfum. Ăsta oricum este următorul, cum îi zice, parfum al soțului meu. O să mut micuța de aici, pentru că altfel nu o să reușim să filmăm cum trebuie. Hop. Uite aici. Îți dă mami și geanta, nu trebuie să nu plângi. Hai, poftim. Că mi-ai golit-o toată oricum. Atât, pentru că lumina acolo îmi bate foarte, foarte rău. Bun, parfumelul. Mama! Deci miroase atât de bine. Sunt convinsă că soțul meu o să-i placă și abia aștept să îl dau să-l folosească. Să dau în folosință, nu? Cum ar veni. Și să vă zic notele din catalogul, v-am zis. Ia uitați setul. Deci în catalogul următor vă puteți cumpăra în set și e 120 de lei setul. Numai parfumul a costat atât cât s-a lansat, așa că zic că merită. Iar parfumul de bărbați, pe care mi-aș dori să-l găsesc mai repede, nu cred. Ce-mi face mie catalogul ăsta? Dăm așa, pam, 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 pam. Cred că n-am trecut de parfumul pentru el.
Nu, acum ajungem la ele. Mamă, dar l-a lăsat pe ultima pagină? Oare? Ha? Da, e aproape pe ultima pagină, să știți. Ia uitați prezentarea în catalogul viitor. El va veni la 70 de lei de la 110 lei și este un parfum oriental condimentat cu cardamon negru, guarana, roșie și chihlimbar. Miroase minunat, vă zic. Simte forța la un nou nivel, spun ei aici în catalog. Și apropo, catalogul numărul 17, ăsta festiv, care vine așa super, super drăguț. Ia uitați cât de frumos e. Și este plin, plin de oferte, dar v-am zis, dacă veți să vedeți pe canalul meu despre ce este vorba, îmi spuneți și facem o prezentare de catalog. Astea sunt produsele. Am terminat și da, asta îmi place cel mai tare, sincer să vă zic. Mamă, ce bine miroase, mie să mă dau eu cu el, deși e clar bărbătesc. Și aici m-am dat cu eclat, cel de damă. Mă gândesc ce văd, e mai miros pe aici. Dar ăsta îl simt cel mai tare, sincer să vă zic. Și nu mai am ceva cum damă pe care l-am. Haideți să-l desfacem și pe asta, că sunt prea curioasă. Ce spuneți? Haideți să-l desfacem. Să-l desfacem, că eu sunt curioasă și nu. Cu mine nu duci viață bună dacă nu faci ce vreau eu să fac. Așa. Ia să vedem. Deci așa arată cel care s-a lansat cumva catalogul acesta. Ce drăguță e sticla, mi se pare atât de micitel, cred că are mai puțin decât ăla, da, are doar 50 de mililitri, spre deosebire de cel de bărbați care are 75 și unde Dumnezeu să mă mai dau să simt că la cât m-am dat, la câte parfumuri m-am dat, Doamne ajută dacă mai simt ceva. Deja îi simt mirosul, e mai dulce, ăsta e destul de dulceag. Miroase bine, totuși, să știți, și pe aici undeva mă întind cam un catalog, să vă zic iarăși notele, ca să-mi dau seama și eu. De zic așa, oriental, floral, acord de mandarin, trandafir de iarnă și most. Miroase bine, miroase diferit de cea mai miros eu până acum. Mă gândesc, aici am tot un eclat, dar nu mai simt, pentru că ăsta îl acoperă. Ăsta este mai puternic, dar tot ascendant, intens, e vedeta catalogul din punctul meu de vedere. Bun, da, am terminat unboxing-ul mult mai repede decât de obicei, mă rog, nu chiar mai, am deja 4-7 minute, Doamne, a trecut mult prea repede timpul să iau cateluța, drăguța, aici am pus câteva produse care mi-au fost mie mai dragi, așa, și mi se pare că arată atât de frumos, și da, se întoarce moșul ăsta să se uite la noi, l-am pus cu spatele, ce urât. Cam astea sunt produsele, dacă ceva v-a făcut cu ochiul sau le știți dintre ele și le-ați încercat și vă plac, spuneți-mi și mie, mamă ce rău bate lumina, nu știu cum o să reglez lumina asta, zău, nu merge minunea asta de ring light cum trebuie și îmi bate foarte rău lumina, dar sperăm să meargă mai bine în clipurile următoare, o să încerc eu trebuie să rezolv ceva, ori filmez mai devreme, uite acum se vede bine. Eu îmi savurez 3-in-1 pe care l-am primit, v-am zis, de la Sample It și este cu dark chocolate, de ciocolată neagră. Să știți, chiar se simte gustul ăla de ciocolată neagră. Și acestea fiind zise, nu știu, sper să vă placă clipul, sper să mă urmăriți vlog, măsule, să știți că eu nu vreau să mă plâng sau ceva, dar e așa o provocare și pentru mine să filmez zilnic și încă mă gândesc așa și sper, nu sper conținutul să vă placă, pentru că e muncă și e cumva e din suflet și îmi doresc să fie un succes, ca să zic așa, și să vă placă vouă, că până la urmă pentru voi îl fac, trebuie să-mi placă și mie, pentru că dacă nu mi-ar place mie, nu mă pot aștepta să vă placă vouă, dar da, e așa, ușor, ușor intri în spiritul Crăciunului, ca să zic așa, pentru că, mă uit la intro care e așa crăcinistic și mi-am zis și de anul trecut când în perioada asta mai aveam puțin și trebuia să nasc și eram așa, mie mi se părea că am o burtă așa de mică și când mă uitam, am pot zic, Doamne, ce burtă mare aveam, deși știam că bebele e mare, pentru că la ultimul consult îmi spusese 4 kg 100 sau ceva, sau ceva de genul, și a avut 3,860 cam așa la naștere. Așa, nu cam așa, exact așa. Și da, micuța, drăguța, să vă arăt și pe ea. Haideți să vă arăt pe final de clip. Că doar nu o să lipsească micuța mea din Vlogmas. Haide, mama! Haide, mama! Ăla e care-i certul de vaccinuri. Haide, mama! Stați așa că nu e treaba aici. Ha! Așa! Și vă arăt și papucinii pe care am uitat să vi-i arăt. Un piticuț mic și frumos. Da, fetița lui mami.
a fost la vaccin și a fost așa de cu minte, nu-mi vine să cred, am un copil, mulțumesc Dumnezeu în fiecare zi, sincer, pe lângă faptul că mă rog pentru răbdare, că așa sunt eu cu răbdarea, din păcate nu stau foarte bine, dar cred că a fost experiența care m-a învățat să am răbdare și mă bucur că e așa, mai mi s-o creat așa din minți, cu toate că am un copil mult prea cu minte, dar acestea fiind zise, dragilor, vă mulțumesc că ați fost și astăzi cu mine și dacă mă urmăriți, vă urez un decembrie de vis și să vi se îndeplinească tot ce vă doriți mai mult. Și noi ne vedem, bineînțeles, în cea de-a cincea zi de vlogmas, adică mâine, nu foarte departe. V-am pupat, aveți grijă de voi!